Dar dacă scoatem pe toți indecișii din eșantion și rămân 63% din eșantion, aceia care știu cine ar vota, iată cam cum s-ar repartiza procentele, s-ar re-repartiza. Deci, iată cum ar vota procentual a cei care știu cu cine să voteze. Deci 24% partidul nostru, 8% Demnitate și Adevăr, 15% socialiștii, 11% comuniștii, 10% europeni, Partidul Popular European, 9% Partidul Democrat, 7% Partidul Liberal, 2% Liberal Democrat, alt partid, etc.